Am ales să mă înscriu în acceleratorul Predau Viitor pentru că am simțit nevoia să-mi îmbunătățesc modalitatea de a preda la clasă, să mă fac mult mai bine înțeleasă de către elevii mei. Și asta și din observațiile mele de-a lungul timpului, prin faptul că și nevoile elevilor s-au schimbat, și elevii s-au schimbat, și vremurile s-au schimbat, și nu putem rămâne ancorați în trecut. Un moment deosebit pentru mine în cadrul acceleratorului a fost întâlnirea cu Olimpia Meșa. Moment în care mi-am explicat, am reușit să îmi găsesc răspunsul la modul în care învață oamenii și mai mult la modul în care elevii mei învață de la mine. Lucruri pe care până acum nu cred că mi le-am explicat și nu am putut să mi le explic. Din experiența acceleratorului voi duce elevilor mei curajul de a încerca. Cu siguranță că ei vor trebui să creeze produse, îi voi aduce în situații de provocări care să îi scoată din zona de confort și să încerce ei să exploreze mult mai mult și să obțină rezultate prin munca lor. Competențele de care elevii mei în viitor sunt, în primul rând, soft skill-uri, în al doilea rând, să-și gestioneze foarte bine situația de eșec, curajul de a încerca, să știe să lucreze în echipă, să-și schimbe rolurile, în așa fel încât să înțeleagă cât de greu este colegului de echipă să realizeze ceea ce el îi cere. Și în felul acesta să învețe unii de la alții. Și din experiența proprie, bineînțeles. Rolul profesorului de informatică este de facilitator, de a le deschide orizonturile, să-și creeze singuri propriul drum și să-și dorească din ce în ce mai mult să creeze proiecte de valoare, produse de valoare. O idee de proiect pe care o să o pun în practică în perioada imediat următoare o să fie cea a atestatului profesional de la clasa 12-a, pentru că eu am clase de matematică informatică și o să le trasez sarcini să lucreze exact pe ideea de proiect, să-și ia fiecare roluri, să-și evalueze lucrările unii altora și sperăm să reușim. Aș recomanda programul Predau Viitor pentru că aduce un plus valoare nouă ca și el, și profesori, dar și mai ales elevilor. Este deosebit de util, sunt lucruri pe care eu, în experiența mea de 30 de ani, nu le-am mai întâlnit în nicio altă modalitate de formare. Și felicitări celor care au inițiat acest proiect. Acceleratorul Predau Viitor pentru mine a însemnat o încurajare, un suport, în așa fel încât să schimbarea să se producă începând cu mine.